Este o zi minunată de vară în care dicția mea suferă un pic pentru că am ceva prin acolo, prin gură și să vorbesc mai neclar, dar ideea următoarea, astăzi este ziua lui tanti Lenuța, lui bunica din clipurile mele, așa că priată mergem, cumpărăm un buchet de flori la Schmecher, de la o bunicuță pentru o bunicuță, un tort frumos și mergem să facem o surpriză pentru că i-am spus, m-am întâlnit cu ea cu două zile și a spus, bă, mai vii pe la mine? Și am spus, apoi nu, vin în următoarele săptămâni. Deci ea nu se așteaptă să merg, crede că am uitat de ea, că sunt tu, că îți rău și așa, și acum o să-i facem o surpriză. Suntem priată cu florile, cum facem? Bună! Un buchet de flori ar dori. E pentru o doamnă așa mai în vârstă, se potrivește? Da. Dalie, ăstea-s margarete, trandafir, bun. Totul este de grădină. Yes. Andrei, ești pentru? Da. Mă, bun, rămâne asta. Am la florile, flori tradiționale românești. Asta am aflat că e dalie, margarete, trandafir. Susțin producătorii locali și mai primăveratic. Deci pentru oameni mereu tineri cu mitantele, însă, deci eu cred că se potrivește. Mai trebuie să descoper și eu declarații pe care se fac când ajung acolo. Dai, priată, să luăm și tortul. Bună ziua! Bună, bună! Am venit pe un tort cu dedicație. La mulți ani, tanti Lenuța. La mulți ani, tanti Lenuța. Da, să văd. Să vadă să nu cadă cireașa. Ok. Cireașa. La mulți ani, tanti Lenuța. No, teoretic suntem gata, avem și tort, avem și flori. Și suntem și în timp. Ne cadrăm în timp. Mi-am propus să ajung la anumită oră și ajungem acolo. Exact când întindem masa și apăream, bam, cu camera pe tanti Lenuța. Hai să mergem. Vreau să vă mărturisesc că am emoții, ca și cum ar fi un eveniment la care trebuie să mă duc să vorbesc. Pentru că noi, tanti Lenuța e bunica și doi la mână e că, no, nu m-am îmbrăcat cel mai elegant, dar mi se pare că e o chestie așa de familie, homie, cumva, știi, și un pic de critică o să fie după ce o să mă ia în brațe și o să mă iubească. Deci vreau să spun că am emoții și, Doamne ajută, sper să fie bine. Noi mergem, e ora 12:30, dar să știți că de pe la ora 4-5 am înțeles că o să vină televiziunile și acum nu fac niciun fel de mișto ca să facă reportaj despre tanti Lenuța. Da, noi suntem primii, noi o surprindem în esența ei pură, știi? Cu noi mult mai dezinvoltă, mult mai relaxată. No, am trecut neregulamentar strada. Bă, dar parcă sunt infractor, așa de tare mă ascund. La mulți ani și multă sănătate! Yo, ia multe apominit! Ia multe apominit! Na, no, ca să zic că am uitat iară. Am zis că așa bolundă-s. Am zis niște flori de la de primăvară, primăveratice. Mulțumesc! Să fiți astea de la care tot timpul rămân tinere ca și dumneavoastră. Și pe avem un tortuleț aici și vă aduc. Poftiți, poftiți! Și să vi-l dumneavoastră aici să... Da, no. E cu de-astea, haideți că intrăm și noi. Tanti Lenuța ne-a declarat clar cu subiect și predicat că astăzi ea nu lucrează nimica, da? Nu. Deci să nu vă prind... Până amu am lucrat, de aici încolo cine vine la mine îl pui la treabă. Exact, deci să-și facă singur... Deci... Aici mi-o vine Mircea, nepotul, n-are decât să mă servească. Mi-o vine nepota, ficiorul, norul meu și eu stau la masă mea. Deci, tanti Lenuța, cu ce vă servesc? Luați un loc, simțiți-vă ca acasă, haideți, stați, luați un loc. Vă pun de un cafea? Punem-le un cafea, dăm-le un parghet din arț. Da, dăm așa grav? Păi. No, da, bine, bine, cum să dăm așa, așa e. Ia-i pahară, aduci roiaga. Ce anume, roiaga? Roiaga cu jinarțul. Roiaga cu jinarțul, da, bun. Da. Du-te, du-te, acolo e pe stânga. Pe stânga? Asta e oiaga. Ai. Aia e oiaga și trei niște păhărele de la micuțe. Aici las păhărele. Bun. Vom să vedem cum o refuz pe tanti Lenuța. Așa, unde-s păhărele? Așa. Acolo, de ale cu chitor faine, de cristal. A, astea de la de eveniment. Da. Așa. Stați aici. Vă pun... Când vă servez, stau jos sau stau în picioare? Stau în picioare, nu? Că așa se face. Faci cum vrei. Pentru mine e bine oricum. Ioi. Ideea cu sămânță un pic împătat, așa, chiar o idee împătat. Deja vine tătă lumea. Am prins o bucățică din tanti Lenuța, am atâta lumea vrea și o să invit aici. Haideți! Bună ziua! Bună ziua! Așa-i? Așa-i! Ia zi! Da! Ia zi! Am uigat ai! Eu îți cere așa de pe tort aici. Da, bună ziua! Tu la vă salut! Bună ziua, vă salut! Vai tu! Să fii sănătoasă! Am făcut ce am putut și eu. Ceau, salut! Bună ziua! Salut! Ce zici? Nu știu dacă știți, am fost cu tanti Lenuța la Kiss FM, la radio, și la un moment dat v-a sunat
cineva, nu? Da. Și din prima ați recunoscut. Da. Rodica, tu ești, o să punem bucata aia și acum a ajuns doamna Rodica la tanti Lenuța de ziua. Mulțumesc frumos, dar nu doamna Rodica, sunt Rodica. Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc! Ce să fac dacă nu știu ce fac, plâng! Eu astăzi trebuia să fiu acasă la părinți la Sibiu. Și nu mi-am mai zis nimic și n-am mai ajuns. Așa că o să rog pe tante Lenuța să vrească cu maica mea să mă scutească, să mă ierte un pic. Că n-am ajuns acasă. Doamne, și lăudat. Și ce vreau să... Eu mai am încă o rugăminte, tante Lenuța. M-am pus direct jos ca și musafir, deși azi eu sunt gazda. Eu astăzi trebuia să fiu acasă la ai mei și am zis că nu, că întârzi un pic din cauza că merg până la tante Lenuța. Ai zis că mami. Nu i-am zis, ea numai că ajung, trebuia să ajung ieri și n-am mai ajuns. Și am o sun direct. Și îi spui, am o mamă, iartă-mă. Îi zic direct cu telefonul lângă tante Lenuța, zic dacă răspunde, mami, sunăm cu video. O sunăm pe mami cu video. Să vedem, Doamne ajută. Mie știe că e ziua noastră. Știi? Da, cum să nu știe. Că... Nu, bine că m-ați făcut să plâng. Foarte bine. Săru mâna. No. O închis machia, cred că s-a panicat. Era bine, era... Mami, s-a dat de col. Mami, ce faci? Nu răspunde, dar ideea dar e că... Dar am văzut. Am văzut-o și eu, dar cred că o văzut și o văzut. No, nu-l pot certa, am încă cu tanti Lenuța. Șofi. S-au gândit noastră să o sun. Da, da. Și-aia e adevărat. Da, nu știu. Dumnezeu te ție. Dumnezeu te ție, asta e nouă, să știți. Dumnezeu te ție. No, vă pup din suflet, pătăți. Uite, mă sună maica cu video în sfârșit. No. Să rămână! Să rămână! Mulți ani, mi se descărca telefonul și îmi căutam încărcătorul, dar nu-l găsesc. Să nu-l certați, că e la mine! Dar nu este nicio problemă, foarte bine, mă bucur! La mulți ani! Mai stau... Mulțumesc, mulțumesc! I-am dat, adus un cadou și din partea mea. Mai stau ore și pe avin spre casă, bine? Bine, bine! Lasă, cam și dacă și peste două ore! E foarte bine, e foarte bine. No. N-am răspuns imediat că căutam încărcătorul, că bine se vede foarte slab, că mi-e descărcată bateria. Nu-i bai, nu-i bai, numai că erai pe vlog, te filmam acum, acum facem vizualizări. Uite, vezi? Da. Salut, salut, Andrei. Eu te pup. Te-am pupat, mine, auzim. Vă pup și eu, mulțumim. La mulți ani și tot ce vă doriți și o să mai primiți un cadou de la mine. Eu lasă-mă, dă-mi pace, că am prea multe îmi faci. Nu, no, mi-a dat o piatră de pe inimă că acasă mă mai ceartă, deja pot să stau mai liniștit. Altfel beau paharul ăsta. La mulți ani, populară se decide. Tu, dar pe ducem acolo afară masă. Petrică, Mițu, Soian, vă place? Nu trebuie Mițu. Mirela Petrean și Florin Ionaș, generalul, la mulți ani, cu drag îți spun. Nu, no. Mi-e dă jos clipul, că punem de la astea. E faină, e faină, fain. Tante Lenuța, zice că deja v-am acoparat eu pe toți, că și aici da, s-o grămadă de oameni. Fă bine și țâpă-l în gură dintr-o dată, că și eu îl beau ăsta, păi, dacă mă îmbăt. Dar îmi place să mă bucur de el, știți? Că tot stau, așa e și în club, te tăplim cu paharelul în mână, știți? Da. Vă las că aici s-o grămadă de fani care așteaptă, am luat eu prea mult. E ca și când mergi la ceva piesă de teatru, nu, la o piesă de artă și stai numai tu în față, lași și pe alții. Haideți că toată lumea o să vrea o bucată din dumneavoastră astăzi. Să stai un pic. Faceți la poze de numai. Tu. La mulți ani. Ați mai stat încă un an cu doamna Lenuța, felicitări. Sunteți puternic, Doamne, bravo. Da, bine. Cum sunteți? Ia. Da? Și cu sprijinitori. Oi, foarte bine, foarte bine. Pătrufată am. Da? Vi s-a umplut casa, mă, e plin de oameni pe aici. Ce faceți? Da. Vă place ca oamenii în o gradă? Da. Vă place să fie plin? Dar pe noi filmăm tot. Că lumea, unde e domnul Sandu? Ce mai băga și pe domnul Sandu să apară? Vrea să știe că sunteți bine. Da. Da. Încet. Opa! Tu, Ioane, dar nu mai ducem masa afară. Vrei să stați afară? Da. Dacă nu pot. Ha? Eu zic că... Nu te-am văzut de mult. Unde mi-ai fost? Între domnul Sandu și Andrei e o relație specială. Tot timpul la filmare ei stau acolo în spate și așteaptă să nu greșească ceva. Da. No, vă multă sănătate. Mă duc să-i dau la foarte sus. Aibă de lucru și eu. Fata.
Nu pot să beau asta, m-am făcut că l-am gustat. N-am. Tu. Aici e. No. Care e treaba? Dumneavoastră sunteți gazda acum, trebuie să-i primiți pe toți oamenii care intră. Hai de mine. Nu? Norocul că am apucat de m-am... Barberit. Am schimbat. Da? Fața de... Fața... Domnul Sandu bate, apropo, de fapt m-a înțepat un pic, de fapt eu nu m-am barberit ca vin la eveniment. Opa, dar nici Popa nu se barberește. Na, și o să Mircea Popa, știți? Deci numai bine, la fix. Deci ăsta e tortul de la noi, domnul. Pentru tanti Renuța. Ea încă nu l-a văzut, bineînțeles. Am băut? Nu știu. Nici tu. Ea nu întâlnit. Ea a scris așa frumos. Nici tu. E, să vă vedeți, să v-am adus și tortul nostru ăsta, așa că... Ai, dragă, ăsta e special. No, bine, de când scrie tanti Renuța să știe că e special, păi e și tortul foarte bun, așa, cu ciocolată. Știu că vă place ciocolata și atunci că... Ai, bată-te norocul încă. Vi plină casă de oameni, amă. Auzi. Câte telefoane, că le poți număra pe câte-s. Da. Cât mai faceți, că n-ați făcut de mult. Da? Da. N-am făcut de mult, nu. Eu am zis să am cu... Clipuri, nu se înțeleagă lumea. Deci da. Lumea o stă pe Dante Renuța și întreabă când mai faceți clipuri. Da. Că au zis că am n-ați făcut de o lună. Nu mai zic cum e verificați. Da. Nu, ce să zic, nu știu. Nu, no, îmi face, spune viitoare, ce-mi face? Facem până la urmă. Facem ceva tare să le placă la oameni. Bine. Dar poate facem și nu dați share și like și de alea, că nu mă râdeți acolo la voi acasă, nu scrieți comentarii, scrieți-ne. Să nu ne dați acolo să ziceți bravo, bravo sau... Da. Sau tanti Lenuța. Sau tanti Lenuța să te ție Dumnezeu. A, păi nu mai facem. Da, așa, bun. Ne întorcem pe altă foie. Excelent, bun. O, bă, am primit tanti Lenuța încă un tort și ăsta foarte frumos, uitați frumos, cu poză cu tanti Lenuța. Direct din curte, cum e cu bugată de slănină, nici nu-mi dau seama ce e aici. E, cu slănină, da. Cu munge grătarul. Tanti Lenuța, fai... Nu, îmi fric slănină și îmi chicuri pe pită. Pe asta e... De asta e minim 1000 de euro tortul ăsta cu dumneavoastră. Da, nu știu cum a fost ideea, dar eu le mulțumesc. Hai să fie ceva ce... Să vă gândiți la cine da slănina. Adică la momentul să taie tortul ăsta, să veniți cui da slănina. Cui dau slănina? Da, așa când se taie. Dacă îți place, ți-o dau ție. Nu, tort cu slănina, aia e și ce vreau. Eu vă țin din povești, tanti Lenuța și lucră, numai cu poveștile despre aici. Vă ajut ceva pe acolo? E acolo să șabă... Hai să vedem ce... În cea mai tare bucătărie din România. Opa! Vedeți, aici, uitați ce-i pe aici. Mai vesele! Ia! Avem cârnăciori. Aprinde becul să se vadă. Să nu distrig ceva pe aici. Ia, sarmalele și cu... Nu, uitați aici. Bă! Nu, putem face nuntă că avem mâncare, numai să... Fii atent! Spuneți. Aia ăsta e mațul curului. Ăsta? Da. Mațul curului. Deja mi-e poftă, sincer. Nu. No. Ce-aș mânca niște mațul curului? Cine va veni la noi? Și-o zis, așa-s de flământ. Nu, zice, am curechi cu galuște și am băgat și mațul curului. Și-o zis, mulțam frumos, zice, n-am vreme să stau, n-o, că i-am o sunat și nu știu ce. Că nu știu ce e ala, știi? Mațul curului, trebuie să arătați, bineînțeles, că... Da. Și apoi amută, eu spus la mama, cum o zis mațul curului, dar pe doar mațele de la porc și băgat cu carne și cu grăsime și apoi ala la fum și îl pui în sarmale. Da, de cur... Nu, pe așa îi zice, că doar de la porc e de acolo, de la cur. Trebuie să faceți un branding, un PR mai bun, să schimbați, nu mai ziceți mațul curului. Ziceți, cum se zice? Ceva, Andrei, ceva sufle sau nu știu ce, infuzie zice? De carnivoră în... Să-i zicem trandafir? Infuzie carnivoră, mi se pare că e ok. Nu, așa bun. E zice. Vreau să spun că Dante Lenuța și cantină socială. Adică când mai trece unul, zice, bai, să intru pe la ea și apoi mai mâncă. Nu, ia de noastră servis pe toți. Deci nu-i bai. Deci, dacă sunt fericit cel ce satură puturoși. Da, nu mă prind că veniți așa la Dante Lenuța, că totuși să înțelegeți că ajută, dar păi nu abuzați de ea, da? Am avut ce sacrificii și tu odată n-am. E, așa îi face. Domnul Sandu, vă... Când împlinești atâția ani? Atunci eu nu-i mai și să te servesc. Încă nu se știe ce vârstă aveți. Deci scrieți acolo în comentarii cam ce vârstă credeți că are tanti Lenuța. Dar s-au văzut. Nu s-au văzut, că nu se prinde, sper. Iau toate tanti Lenuța. Ele, dragă, ele. Ele și le dau acolo. Duc și asta? Nu o duc aia, că sunt altele. Așa, tu acolo să și e.
Și uite, românul Amu ar putea să jie, să iau și furculele, să mă duc cu toate să le răstorn. Eu mă duc mai cu farfurile și fac două druburi pentru că leneșul mai mult aleargă. Da, da. Aici am trei poze de Instagram, poză cum lucru. Nu aia e lucru rar. Nu cu filmare, că la filmare are multă lume. Andrei, ce o să mănânci? Andrei nu prea mănâncă, e mofturos. Mă vezi tu numai să vedem că zice ceva, că îl și mâncă tantilenuța. E o chestie de viață și de moarte, am primit o misiune, ce trebuie să facem? Să merg la prăvălie după muștar. Mergem la prăvălie după muștar. La cooperativă. Nu oricine este demn de asemenea provocare. Mergem. Dacă ne întoarcem în 10 minute, să ne așteptați mai mult. Dar ce faci? Schimbeți acolo? Nu mă, dar poate e greu. Cine știe ce se întâmplă pe drum? Mă duc acolo, mă duc la Chicago. La ce? Chicago se numește? La tăți le face reclamă. Pe ulița, nu știu ce zice, dar mă duc, aduc muștar. Știai că ne-am pornit după muștar de la alimentară, dar nu știu unde e alimentarea, dar am găsit pe cineva pe care să întrebăm. Salut! Salut! Nu știu unde e alimentarea. Alimentarea. Te știi? No. Salut! Alimentarea, nu știu unde e. Nu? Poftim? Păi dacă nu ziceți, nu apăreți. Nu ziceți, nu știu vă știți cu alimentarea. Mai în față? Da. Nu, hai să merg. Trebuie să luăm un muștar. Sport aveți. Oare așa pot să intru? Nu, am înțeles. Dar e o urgență. Nu mai intră, nu se poate intra, vă rog frumos să ieși. Că e muștar la bunica, îi trebuie. Salut! M-a ajuns cu ceva? Cu ce? Că n-am mască, poți să te duci să-mi iei un muștar. Un muștar? Da. Da. Dar să fie de la bun. De care? Nu știu, îi mai scundeți acele ore, muștar. Du-te, ia muștar, te rog. Care vrei tu, bine? Mulțumesc mult! Am întrebarea ei, oare să-i las tips, adică bag și la copil, că îmi iau muștarul, că așa e frumos. Parcă că fie oblei 50 și 10, hai că mă ajut. Bună! Ideea e chiar să-mi iei muștarul, nu i-am zis că trebuie de la simplu, că bunica poate nu vrea cu hrean sau picant. Hai că strig măcar. Să iei muștar simplu. Fără nimica. Și restul. Și restul. Hai că le iau, nu, că ești tânăr, n-ai ce face cu ei. Sport, hai, mulțumesc mult. Mersi mult. Și eu mă gândesc că nouă, acum cum mergem pe jos, mi-e greu, că e departe un pic la alimentare până la tanti Lenuța. Apoi dacă merge domnul Sandu sau tanti Lenuța care merg cu a întâia, dai seama, nu merg cu viteza așa mare. Atâtea motoare pe drum pe aici. Misiune îndeplinită. Deci am mers, am ajuns, am dat să intru, nu m-a lăsat, l-am pus pe un copil, mi-l-a luat. După au luat unul rând, am zis, ia de la scum, unde l-a luat de la ieftin. Și pe-a luat de la scum și pe-am venit. Dar pe unde ai fost? Pe dreapta, acolo la da. Complexul ăla? Da, da. Dar ai mers pe Chicator, cum ți-am spus? Nu știu ce e aia, tantirență. Pulicioară! Nici asta nu mă ajută, Chicator, pulicioară, nu, tot îți pierdut. Vai, vai, vai. Bun. Vă trimite și pe dumneavoastră la alimentare și pe aia vă ceartă că o dura prea mult. Vă trimite la alimentară? Ce? Tanti Lenuța. Da, deja v-am mă trimite, că eu nu mă duc. Da, interesantă abordare. Mie ce-mi trebuie, mi-aduce. Ok. Da, mergem și mâncăm, gata, Andrei, oprește filmarea că mâncăm. Foarte bun cărnațul ăsta. Dar tu știi de unde i-a adus? De unde? De la Hurnetora. Și acolo aveți urmăritori. O vrut să vii și astăzi și am spus astăzi îmi vine Mircea și Ovidiu. Tu stai acasă până poi mâine. Adică vii drag, dar de rangul 2, nu chiar de rangul 3. Bine, no. Și ce am să zic? Ieri mi-a băgat un șurub în gură de la dinți. Mai mănânc un pic mai greu. Tu l-ai și nu mai ghesc cu sârmele ale. N-am vreun an. Dar după aia ce faci, mor fi dinții? După aia așa-i râde cu gura până la urechi. Cu anul să prea înțelege ce vorbesc, știți? Înțeleg. Și îmi lucrează cu limba, că îmi jenează acolo un pic limba, știi? Dar păi nu. Așa e. Foarte, foarte bun. Gol îl mânc. Ăsta-i fideu. A, ăla-i fideu. No, scuze. Capacul e fideu. Am crezut că tine mai fideu. Doamne, cu domniile voastre. Avem și DJ aici, castofon. Și bună. Și ziua ei am pus-o să stea jos, dar tantele nu s-a și de jos muncește. Deci tot aici e turnul de comandă, de ce se iau tărâle. Cum asta e slănina, s-o tărăște câtă slănină să taie, să se ungă grătarul, să se servească. La cine le știi ce e la casă?
Că voi ați venit musafiri și vă luați și vă duceți. Da. Și eu rămâi cu ele și eu trebuie să știu că uniți. Aici aveți dreptate. Că dacă vă pui pe voi, nu știți. Nu știm. Păi, nu. Păi dacă ne dați dumneavoastră direcții, du-te Mircea aia, aia de acolo, de sub pungă, de nu știu unde. Da. Un la mulți ani foarte natural, îi dăm drumul, vedem pe parcurs ce se întâmplă, dacă ne acompaniază lumea asta, nu. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Fost aici cu cântăresc. Mă bag eu primul numai un pic și mă las. Mulțumesc. Mă scuzați că am cântat rău, dar am avut oameni care au cântat bine, bine? Cheier de data asta. Mulțumesc mult. Și avem aici două bucăți de tort din două torturi diferite. Mulța. Mi se pare foarte mult, sper să mă țină până pe luni. Place că are blat mare, mi-e plac astea cu blat. Să ne mai dă. E bun. Tantele nu ai pe telefon, că o sună lumea, doamne, în fel, dispecerat. Da. Are secretar care să spune, dar tot degeaba. Mă, Mircea, spune-ți. Tu ai zis că mărmațul curului de la Curechi. Da. Și am o măș dulce. Mi-am pe tantenuța, am mâncat de ăla mic, cârnat de am ce să fac? Știți că nu pot duce mult. Domn. Cum stați cu telefoanele? Dă-le în supărare, mă, că m-a săturat. Nu mai răspund. Răspunde, întreabă cine și zi, dacă vă trebuie să o vedeți, ne poftiți. Și dacă nu... Ne trebuie un robot de la AI, știi, ca să mimeze vocea tantei Lenuța și să răspundă. Da, dragă. Da, dragă, mulțumesc. Te pup, dragă. Că mai poate tantei Lenuța. Tantei Lenuța. Da, dragă. Cam atât s-a putut pe astăzi. Numai. Păi merem către căști, că să-mi văd și părinți, că ne-au zis de mult. Mulțumesc mult că m-ați răbdat. Aici promit de față cu oamenii ăștia că se uită și oamenii la noi că filmăm ceva spuna viitoare. Și asta fain, da? Bine. No, vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Am mâncat cât am putut, la viitoare mănânc mai mult, bine? Bine. Ioana? Merem, gata s-a putut. Tot e cu ca să-i rugă ce ține aici. Ca la orice eveniment mare pleci cu un pachet. Și scrie acolo Sandu și Lenuța și pune 6-6-2020. Să faci. Cum te duci fără pachet? Am venit cu pachetul. Să văd numai ce prăjituri am făcut și eu. Asta e pentru maică, nu? Da. No, bun, deci nu e pentru mine, e bine, mă bucură. Păi cum, șepe, dacă ar fi pentru tine așa și... Că eu azi zilele s-a mai greu un pic cu dință, până pe... Da, dă-i pace. Până pe... Trece. Hai, ai niște spune. Vrem să profităm de această ocazie în care tantele noastre pune prăjituri aici pentru maica mea, ca să vă spunem să ne urmăriți în continuare, să dați un subscribe la canalul ăsta nostru de YouTube. Pe Facebook o să punem săptămâna viitoare, deci să ne dați like și acolo. Pe Instagram poze cu tantele Nuța și un comentariu să ne spuneți cam ce vârstă are aici în interior tantele Nuța, când e tot din putânără. Cam ce vârstă îi dați? 25. Exact, să ne zică și lumea. La revedere!